Doamne, învățam în sănătate. Auzi, vezi că trebuie să mă duc la biserică. Mai ai stat în chiuvete niște blighe să te pui să le speli, bine? Ok. Na, vezi că nu stau mult. Bine, las că o să le spăl. Bine. Am venit! O ajuns deja. Păi, deci am uitat complet de vasă. Mamă, ce să fac acum? Gata, știu. O să-i spun cu ajut. Bunica, nu vrei să te ajut? Ne, proastă idee. Mamă, hai de capul meu, ce să fac? O veni la noi, sora mea, cu bărbatul său, cu cumnatul meu. Da, dragoste mare între noi. Nu știu dacă v-am spus, dar sora mea e măritată de 4 ani. No, e și ea, au plecat de aici de la țară și apoi, no, a ieșit fiind de la oraș, o dus-o cloc cu el să o facă doamnă, știi? Dar păi că nu asta e problema, doamne, nu ne bate, că nu-mi pare mie rău de asta, că doar, no, o gură în minus de hrănit. Numai că maică mi-a zis că se transformă când vine, nu mai știe ce să facă să umble după el și normal că mă nervează și de aceea nu-l pot suferi nicicum. Cam nesărată mâncarea asta. Vai, să vigești ce șoieia mucă la maică mea, știți cum e totul până la mâncare. Serios, mi-i sare? Vai, no, păi că n-am vrut să pun atâta, că vezi că mi-e sănătos. Am zis că, no, vă puneți voi în blid. Ia, uite aici puiul meu. Sucă-te, mama, ia, puneți tu câte vrei. No, poftim, de 10 ani eu asta am turnat blidul în cap. Mai trebuie la cineva sare? E, da, eu aș mai vrea puțină sare, că nu prea e sărată, nu știu de... No, na, și mai ușor cu sarea. Mulțumesc. Cu plăcere. Și încă unul la sutile de motive pe care le am să-l urăsc. Ce vrei? Plec în oraș și dacă ai vrea să-mi dai un pic să mă dau și eu cu ceva parfum. Bine, dar nu te dai numai cu un pic, că nu mai am atâta. Gata, mersi. Pa! Lasă cana aia că o să o spargi. Aha! Ți-am zis că o să o spargi. Să vezi ce-ți o iei acum. Nu ți-e frică? Nu. Ție a trebuit să ți-e frică. Mie? De ce să-mi fie frică? Can a primit-o 2 martie. De nimic nu ești în stare. Ți-am spus să ai grijă de el, să te uiți să vezi să nu facă bolzănii. Dar ce-am făcut? Nici atâta nu poți să faci. Te-ai tăiat? Of, of, mai avea și tu un frate mai responsabil. Hai, ia mătura și pune-te și strânge tot. Bonjour, vrei să ieși la ușă? Nu pot acum, că am treabă. Bunica, cine-i? De la primărie, bunii, cu recensământul. Eu și ți-am spus de atâtea ori, nu mă mai cota și fă bine și lasă-mă în pace, că mă faci de mirasă și așa te așteaptă scorpile așa după uliță să afle ceva să mă facă de râs. Ha? Să fugim în lume, doamne, cacă scapul, Ioji, dar pe... Tu nu te auzi ce vorbești, că-s mâiare acuși fac 70 de ani măritată cu nepoți și prunci, cam... O fi vrea să le fac lor casă, nu mie. Inge să mă duc mai cu tine, că nici casă n-ai. Toată viața nu știu ce ai făcut. O, tu crezi că eu nu încep la 70 de ani iară de la lingură și furculiță? Tu crezi că eu mai am nervi? No, ia, auzi, taci și lasă-mă de-n pace. No, hai, ia-te și te duc. Ia, stai. Am oaște, dacă te da banii pe ale, nu da alta, da să o filesc. No, hai, ia-te și te duc. Chiar nu poți să vii, că nu ai fost niciodată. De când mă știu, eu n-ai fost niciodată la ziua mea. Măcar promite-mi că o să încerci să vii. Cine e la telefon? Mătușa Eugenia. Dar te rog. Auzi, adă că vorbesc eu cu ea. Și du-te afară până vorbesc cu ea, bine? Servus, Eugenia, ce faci? Da? Auzi,
Da, vrem să facem un zoo, așa ca lumea, și să chemăm neamurile la Bujora, ce? Crezi că nu poți să faci un efort să vii? Ai mult de lucru. Dar păi, Doamne, iartă-mă că de când ai plecat în străinătate, ia că s-au făcut 10 ani, n-ai mai venit în țară. Hai, dar n-o să te mai vadă și neamurile, să vadă că ești bine, sănătoasă, că multe ori crezut că ai murit. Auzi, Eugenia, dar tu chiar mă crezi proastă? Tu crezi că vorbești cu Bujor? Pentru ce franță stai acolo, ia că ești plecată de 10 ani de zile, dacă n-ai un ban să vii acasă? Pula, cum stai tu acolo, așa poți trăi liniștit, așa ce-i România? Îți rușine să vii. N-o pomulas să mă dăm pace, că cu rușinea mor de foame. Te pune și vine câte casă, că dacă în 10 ani ai realizat atâta, nu realizezi tu nici de-am înainte, că vârsta te ajunge din urmă. Auzi, nu vreau să mă nervez cu tine la telefon. Îți trimit eu bani, îți trimit bani pe cursă și apoi fă cumva și vină. Să nu te pune în curatul să strângi ziua pruncului, că te nenorocesc. Mă duc până acolo și te sunt de dudă. No. Bine. Serbus. Hii, ia că tu pe Iolanda. Florica, stai, Indi, fugi. Da, că m-au văzut. Tolvai, Doamne, dar Indi te grăbește așa. Servus, Iolanda, dragă, dar pe ea că mă duc până la dispensar. Și ce-ai mai făcut? Că nici nu te-am mai văzut pe ulița noastră. Da, păi, na, știi, Tomul, cu treabă. Da, tu ce mai faci, cum ești? Așa. Am auzit de bărbatul tău, dreptul, na. Cum te descurci? Tapu, greu, știi tu cum Indi nu-i brâncă de bărbat. Și apoi auzi, cât e să stai acolo? 12 ani. Și apoi ai fost la el, ai fost? Am fost săptămâna trecută, dar apucă să nu spun ce e acolo. Nu-s condiții tu, Florica, nu-s condiții. Da, pomul, de pace, dar ce condiții chiar așa trebuie acolo? Că mulți au acolo condiții de n-au acasă așa. Lasă-mă, dă-mi pace. Da, pomul, că multe s-ar mai putea face. Ar putea să-i leașe cu niște telefoane, ia că să mă sune, să ne vedem pe cameră. Și multe s-ar mai putea face. Auzi, să investească acolo. S-a dus acolo, ia că, ca pe gheapsă, să îi spășească pentru ce-a făcut amul. Dar nu s-a dus la hotel, nu. Ce să faci? Asta îi lasă că vine la casă. Da, pentru că ar putea țara asta investi o leacă acolo în pușcării, să le facă condițiile mai bune. Auzi, Iolanda, eu sunt așa foarte sensibilă la subiecte din astea. Na, că vezi tu cum e în țara asta. În spitale îi cu mâini, școlile îi cu mâini, asta ar lipsa mu. Să mai investească România acolo în pușcării. Asta ne lipsește. Păi ăsta e prim plan în țara asta. Deci zici că ar fi elite acolo. Dă-mi pace, că și așa, cine ajunge acolo, pamă bună n-o fi. Da, na. Lasă să se baje banii unde trebuie. În educația pruncilor, că prunci viitorul, în spitale, să nu ne mânce șoricii și gângănile pe acolo și apoi pun pușcăria, că dacă îi crea mâncare caldă, un pat înghi să dormă, bine-o fi, că ți-am spus, să alții de la acasă așa condiții, da, lasă-mă, dă-mi pace. Și puținul ăsta de care zici, îi primit de-a gratisul, dar cineva tot îl plătește. Da, păi eu dacă n-am bani să mă duc la cooperativă, ia că nu mânc. Dacă n-am bani să-mi plătesc curentul, mi-l taie? Da, n-o vezi? No. Eu n-aș avea o putere pătății atunci la lucru. Unul să nu stai acolo trântore. Și pituța aceea să o plătească. Da. Ui, no, hai că te lăs. Mă duc că, ți-am spus să nu mă nervez. Mă duc că parcă așa m-a spas aci la inimă. Hai că mă duc la dispensar, că bag seama că o fi acolo iară coadă de pace. No, serbus. Da, bine, hai să mai vedem cine ce-o mai postat pe aici pe internet. Dic la vară mea că iară l-o prosit pe bărbatul să o ducă pe concedii exotice. Da, păi că n-au prunci, n-au nimic, no, ce să zic, ce să-i dau? Inimă sau like? Știți ce? Nu-i dau nimic, mă fac că n-am văzut. Hai, mai departe. Hopa, sunt surabu Petruț, legul meu de bancă din clasa 3-a. Da, nu, apare nunta așa pe bogăție, cred că or sărit bătrânii cu bani. Nu dau nimic, next. Anunțuri, vând socră. Asta ori glumă, ori anunț, dar ce l-a pus așa la mișto. Cine beche și gor cumpăra socră? Bine, mă, hai să nu judecăm. Poate mai sadomasochiști de ăștia care poate nu au și-ar încerca. Dumnezeu știe. Next. Gigel și-o lua acasă. Vă invit în noua... Doamne, dă să se închidă într-o zătăche platformile astea, că deja atâta laudă și făloșaga bolânda, dați în pace. No, deja m-am nervat. Ce faci tu, putare? Nu te ridici nici azi din pat, că ești de 3 zile acolo. Lasă-mă că sunt depresie. Du-te, nu mă bolânză. Indi ești? Sunt depresie, e o stare, o boală a secolului. Doamne, nu mă bate, că nici n-am mai auzit. Dar păi, ce simptome ai?
Adică, gen, că nu-ți mai are nimic bine nici în viața privată, nici în viața profesională, la lucru, când nimeni nu-i lângă tine, simți așa că nu reușești să ai căzut jos și nu reușești să te ridici și nu-i nimeni lângă tine să te ajute, știi? Dar păi, hai că te ajut eu! Lasă că matale nu ești în măsură să mă ajuți, că mai rău faci! Toți mai tineretul din ziua de azi, că ciufuți mai sunteți, cine să vă mai înțeleagă? Vă că ați găsit nume-am și la leni și la putoare. Depresie, auzi, depresie. Zici că ai trei prunci și n-ai ce le pune pe masă să mânce. Frasul știe că eu când am fost de vârsta ta săpam aclo pe câmp și apoi, după ce lucram aclo, luni de zile vine secita. Crezi că avem vreme de depresie să stăm, că murem de foame în casă? Trebuia să găsim, iute, soluții. Eu cred că problema ta e că ai prea mult timp liber. Și să nu-ți mai spun, că atunci când avem... Nu este nimic de tăiat iarba în curte, că mă duc să fac ceva, să-mi pun căștile, că nu mai suport. Vai, minune dumnezeiască, ia cât-l că s-o vindecat. N-o vezi, ți-am spus? Ana! 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 Auzi! Nu mai striga, că s-or dus! S-or dus? Dandy s-or putut duce, că ieri m-am întâlnit cu Ana. Hai încași să spun! Auzi, Dandy s-or dus, când? Azi noapte, câte dimineață, a venit acele aici că și o mașină și în 3 ceasuri, tot ori încărcat și-or plecat. N-o vezi! Dar păi de ce s-or dus? Dar păi cum? Tu n-ai auzit? Ce să aud? Doamne, nu ne bate. Zice că bărbatul s-o... Știi că a lucrat acolo la primărie, acolo la impozitie. Ar fi băgat brânca acolo și ar fi luat bani. Că de aceea și-au făcut acolo în spate și cotarca și terasa aici în față. Da, l-au prins. Și apoi, pac seama că de rușine ar fi plecat. Uite, nu vor ofi. Păi cum, tu n-ai auzit? Doar te s-a tovuit. Și apoi, Dani s-a dus. Nu știu unde s-a dus, nu știu, dar apoi, eu n-aș fi în locul lor, pe lună m-aș fi dus. Cât ori e rușine mare așa ceva. Dar păi dă-mi pace că nici cu ea nu mi-e rușine. Cu Misaco și așa Peticul, îndată Mustriani, răzătorul de curechi, știi? Nici eu nu mi l-a dat înapoi. Dar mai stau alea ca ci și mă bag pe acolo până la ei, până col. Să văd, poate l-a lăsat pe undeva pe acolo și mi-l iau, că doar e a meu. Ia ca așa în ziua de azi, nu știi pe cine ai lângă tine. Știați că există o legătură strânsă între influencer și naș? Asta să vă spun. Știți că, influencer nu te naști, devii. Devii așa peste noapte o persoană mai cunoscută și apoi apar brandurile peste noapte să le faci reclamă, așa e și cu nașii. Până amu, nici Franța nu m-a deschis ușa, dar de când m-am luat mașină nouă și am renovat apartamentul și neamurile și prietenii ori vine la mine să-i nășesc. Și apoi, din obligație alesă-i și eu. De la nașul și nașa, mod special pentru finilor frumoși. Deci efectiv e așa sau oară când vine muiarea asta ce la mine la masă? Foarte subtil mod, da, ce are bani. Păi de-o mai ține tăta așa până să strigă darul, o să rămân cu portofelul gol. Și ea ca așa se mai duce încă 100 din economiile mele, mai bine schimbam în hârtii de 5 și de 10, că era mai câștigat. Bun, și mai am aici fix pentru dar. Și am auzit eu că mai este nu știu ce, furtul mires, da bine, la nunta asta nu fi, că am avut eu grijă. Am legat-o cu lanțul de scaun ca să nu fure nimeni, că la cât e asta de tută... Auzi. Când vrei să merg la baie, să-mi zici să te dezleg și să mă duc cu tine, bine? Așa, ce-i sigur, e sigur.